Salut, eu sunt Unreal by the Bino, am găsit la celul de episod cu Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Hai să continuăm. Aici misiunile am făcut eu puțin level aici ca să putem să trecem peste Genin Arc. Și suntem la Learn Teamwork. Ok. Dacă aș vrea să ne învețe să lucrăm în echipă. Hai să vedem următoarea misiune de la Story Mode. Ok. Sper că zodi destul de tare. Dacă vă place acolo, nu trebuie să apăsați butonul de like, să vă abonați de casă ca să reușa. Deci între Wind Battle, deci nu putem să stăm awake la așa, summon a support character a last... Ok. Gata. Așa. În rest trebuie să ne batem cu Kakashi. Hai să dăm Kakashi. Se ceară părul alb, nici dacă nu am înțeles chestia asta. Hai să vedem. Nu-i bătrânul? Ia uite, toți ninja-i. S-a dus Naruto. Păi. Acum acum e un damage. Bam 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 bam. Și cam aia a fost. Ok. Asta a fost misiunea? Wow, atât mică, ok. A fost misiunea story. Cred că e Genin Arc, dar încă nu e nimic interesant momentan, dar mergem mai departe. Uitam să fac un live cu lucrul ăsta. Așa, pe minte, doar mă gândeam, dar nu știu ce să zic, vedem. Oricum, probabil episoadele vor fi destul de mici, dar acum încolo, gen, din cauza că episodul trecut a fost destul de mare, cel așa 20 de minute, din cauza că v-am vrut să vă arăt mai multe chestii. Bun. Ok, trebuie să învățăm să ne mișcăm. Du-te, nu știu să mergem. Ok. O să, nu, să trec, o să-i las așa. Puțin. Poate vrea cineva să citească. Bun. This mission require to catch 5 times. Deci trebuie să prindem de 5 ori pisica. Și trebuie să o prindem într-un timp limit. Bun. Ok. Hai, am să vedem. Îi dăm să ne pregătiți. Alright. Let's go. Ok, am prins o dată. Cam ușor așa, nu știu cum să zic. Ok, și acum trebuie să mergem acolo sus. Ce problemă, uite, văd aici o... Opa. Ah, hai că ne urcăm pe asta verde. Ok. Un pisica, unde este? Este acolo sus. Bun, am luat pisica. De două ori. Meu. Ok, trebuie să mergem acolo. Ok, deja am văzut unde mergem. Alright. Ok.
Ieșe. A, acum... Uuuu! Fuck! Ok, aparent s-o face să merge Baldera. Pe paste, uite aici. Ok. Bun. Hai, hai, ușor. Hai, de ușor, ușor, până se întoarce camera asta. Nu este sensibilitate la cameră. Ok, aha, știu ce se fac aici. Bine, ar putea să treacă pe intrarea, dar na, noi trebuie să o prindem, da? Mergem, luăm cutia asta aici. Ce e foarte lângă o cutie de genul. Și punem aici. Și ba, s-a deschis. Hai. Ok, asta cred că e a patra pisicuță și mai avem încă una, da. Ok, destul de departe. Și aici că putem să folosim Naruto Cannon. Ok, hai să folosim Naruto Cannon, ok? Shadowbone Jutsu! Foarte frumos. Și am luat pisică. Bun, și asta cred că e ultima, nu? Da. Și de palme la rotă. Și cred că cam asta a fost misiunea, cea de-a doua. Asta la Genin Arc sunt destul de plictisitor, da? Până la urmă asta trebuie să facem. Mai departe, avem... Mai avem câte misiuni de la Genin Arc, aici trebuie să... A, cred că știu ce să facem. Cred că e cu copacul ăla, cred că... Nu știam... Credeți că ai... Summary, ok, perfect, aha, tehnică... Da, sunt de acord. Aba, nu trebuie să ajung primul, ok. Da, 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 nicio problemă, hai. 7500. Ei, mă. Și cum ai trebuie să intre pe toți sau? Trebuie să am un timp bun. Fuck. Hai că mai avem mult. O, am mai pe sus, mă aruncă. Bun. Și mai rămăsese și 36 secunde, deci era destul de bine. N-aveam cum să pierd aici. Bun, și cam asta a fost misiunea asta. Eu am spus, e destul de mici. Dar asta e misiunea, nu? Mission list. Master how to control chakra. Ok. Climb the tree, ok, ok, da, e chestia aia de noi, oricum să se preocupa și trebuie să ne ferim acolo de Fireball Jutsu și de asta lui Sakura. Ok, hai să vedem. Danger. Sunt singur? Da, e perfect, am mai niodată la față. Mamă!
Asta vreau să încerc. Știam gând. Bine, aveam... N-am mai încercat asta nici înainte când mă jucam. Vreau să, bă, dar dacă mă izbezi ce se întâmplă același lucru. Și apoi, da, chiar așa a fost. Și du-te, nu te cred că nu am am blocat niciun pic. Mamă, 36 secunde. Mai rămăsesc. Tu la fel. Puteam să stăm pe spate când aveam timp. Ok. Hai să vedem mai departe. Mai pot să mă duc să le iau pe alea. La story mai avem ultima misiune, adică Kakashi Hatake Final Exam. Bun. Ia să vedem noi. Ok, și acum trebuie să ne batem cu Kakashi. Batem cu Kakashi, ok, win the battle, ok, summon, ok. Spunem bani și acum doi, nu am nevoie de ei că îl bat singur pe Kakashi de spart. Nu mai dai mă tu să amin ninja să stai cu mine. Am apăsat pe unul, s-a apăsat pe B. Sper că o să atât de chiar așa tare controlerul meu. Adică îl țin destul de aproape, să zic așa. Și o să țin mai jos, o să mai chill. Ca să nu se audă pe filmare așa, bă, poate de rar, mai știu. Așa. Cam aia a fost. Și acum îi dăm combo. Dă-i, dă-i, dă-i. Ei, nu-l lăsa, dă-i. Pam și ștam. Win the battle și cred că am făcut pe toate. Da. Și cam asta a fost cu Genin Sage. Genin Arc. Mission condition success. Ok, l-am completat, și acum am tuning. Nu? Tuning, nu știu dacă pot să fac o misiune la tuning, aș face una, dar nu știu dacă pot. Ha. Da, uite, între 19 și am 18. Și mamă, cât e 60. Mamă, trece ceva. Să vedem ce putem să facem. Dar cred că trebuie să jucăm ceva. Da, deci cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să vă abonați în caz că ați văzut deja. Eu am fost Andrei Albait împreună cu Naruto Uzumaki aici. Am întrebat Genin Arc și trecem la Chunin Arc în episodul următor. Ciao!